Sute de legumicultori olteni au pierdut șansa să se înscrie în ciclul 2 al programului Tomata, astfel că ei își pot lua adio de la cei 1000 de euro care erau alocați acestei etape. Inițial, li s-au dat speranțe că perioada de depunere a dosarelor se va prelungi, dar ministerul s-a răzgândit pe ultima sută de metri. În felul acesta, sute de legumicultori, doar din Olt, au rămas cu ochii în soare. În ciclul 2 anul acesta s-au înscris 5571 de fermieri. În ciclul 1 am avut 5813 fermieri, deci mai puțin. Cred că au făcut mai târziu dosarul, nu s-au putut încadra în timp și în acela trebuia să se prelungească, din câte am înțeles, a fost o propunere și au mizat pe faptul că se va prelungi încă o săptămână, dar n-a fost așa. Legumicultorii spun că actualul ministru a suplimentat fondurile programului, în felul acesta respectând promisiunea făcută de fostul ministru al agriculturii Adrian Chesnoiu, dar a uitat de cea de-a doua promisiune de a prelungi perioada de depunere. Oamenii s-au îngrijit de culturi și au avut încredere în cuvântul autorităților, iar acum se văd lăsați în afara programului. Acest proiect de HG cuprindea două aspecte. Odată suplimentarea sumelor pentru ciclu 1, pentru că am avut mai mulți fermieri care s-au înscris în programul Tomata, iar fondurile erau insuficiente. Ministerul a suplimentat aceste fonduri, așa cum a promis, de fapt, fostul ministru al Agriculturii, domnul Adrian Ionuț Chesnoiu, care a susținut finanțarea tuturor fermierilor cu suma de 3.000 de euro. Surpriză! După ședința de guvern a ieșit doar suplimentarea sumei, iar perioada de prelungire nici măcar nu mai apare pe site-ul ministerului. Numărul legumicultorilor care au avut încredere în informațiile date atât de minister cât și de direcțiile agricole este unul mare. Numai la nivelul județului sunt peste 300 de fermieri lăsați cu buza umflată. Aceștia susțin că singurul vinovat este ministrul agriculturii și cer acestuia să găsească soluții. În județul Olt și în țară, deja am semnale, au rămas foarte mulți fermieri care nu s-au înscris în acest program pentru că mesajul transmis de direcțiile agricole și cei care au consultat site-ul Ministerului Agriculturii a fost că se pot înscrie și până pe data de 10 septembrie. Din păcate, a rămas 31 august. Să sperăm că poate ministerul vine din vacanță și tătăiță mare grijă și de nevoile fermierilor să reușească și acestea să scrie program. Și un fermier, dacă rămâne fără acest program, pentru că a fost informat de Ministerul Agriculturii și de Direcțiile Agricole că perioada se prelungește, este vina Ministerului Agriculturii. Până la această dată, Ministerul Agriculturii nu a prezentat niciun fel de poziție cu privire la această situație. Poate acesta este modul în care Ministerul face economii.